În seara am ajuns și la zodia Vărsător. Mi se trece. În seara haideți să vedem energia Vărsătorului până la sfârșitul lunii mai. Doamne ajută, Doamne fecună, pentru cei din zodia Vărsător, vreau și o energie de la înger. Dar ce se întâmplă cu Vărsătorii? Ce se întâmplă cu Vărsătorii? Sunteți bine, dragii mei? Dacă da, haideți să începem. Ai încredere în tine. Cred că luna aceasta a mai căzut odată această lamelă la o zodie. Și haideți să vedem ce înseamnă. Această lamelă, când îl tragem, îngerii doresc să vă vedeți pe voi înșivă și propriul vostru potențial. Așa cum vă văd ei. Ei vă văd ca pe o persoană nerestricționată, cu un potențial infinit în acest moment. Cel mai important lucru pe care îl puteți face este să dați seama de acest lucru voi înșivă. Cereți îngerilor să vă elibereze de orice îndoială sau frică pe care le aveți în ceea ce privește viața și calea voastră. Acele îndoieli fac parte din natura noastră de persoane pentru care sunteți, pentru care sunteți puternici afectați în energia negativă. Având încredere în voi înșivă, le transmiteți îngerilor că doriți să trăiți la înălțimea potențialului vostru de plin în această viață, iar ei vor trece imediat la acțiune și vă vor îndruma ca atare. Doamne ajută, Doamne fi cu noi! Am să păstrez energia voastră la Vărsător aici și am să extrag un mesaj tot de la înger, să vedem mai departe. Vedeți că ne avem o lamelă deja, s-au grăbit. 11. Renașterea. Să și vadă. Această lamelă ne vorbește despre libertatea emoțională, aduce creștere și evoluție. La fel cum omida se transformă în fluture și sfârșitul unui ciclu și omulețul renaște din propria cenușă. După fiecare experiență dificilă pe care o trecem cu bine, după fiecare etapă importantă din viață, fie ea dureroasă, ori fericită, omul dobândește o nouă structură energetică, din ce în ce mai conturată, din ce în ce mai luminoasă. Ceea ce ai perceput anterior ca fiind nefastă se dovedește a fi de fapt ceva benefic și te conduce către o nouă viață. Pentru tine a sosit timpul să renaști. Ai mers atât de departe, încât ai întins sfârșitul unui ciclu al vieții. Focul tău sacru interior este un factor alchimizant care te determină să accepți inevitabilul și să transformi în experiențe benefice constructive. Pasărea Fenix este o pasăre de o frumusețe nesăbuită, care nu moare niciodată, ci se mistuie în flăcări și renaște. Apoi, din propria cenușă, pasărea Fenix original a apărut dintr-un ou de aur, ce putea să pe apele oceanului primordial, ceea ce ne indică faptul său cu regenerare și cu viață. În fiecare experiență extremă, cum ar fi de traumatizant fizic sau o suferință psihică, ori emoțională, ai atins limita, dincolo de ce formează o nouă viață.
Această lamelă te invită să-ți lași trecutul și toate bagajele în urmă și să mergi mai departe. Folosește aceste experiențe nefericite ca fiind motivație pentru realizarea unor obiective și proiecte viitoare. În urma acestui proces de transformare vei ieși încrezătoare, plin de forță și cu un scop clar. Dacă acum te ridici deasupra unor dificultăți sau turbulări emoționale, cum ar fi depresia, ori melancolia, să știi că vremurile grele sunt aproape de sfârșit și o nouă viață se ivește la orizont. Dacă ești într-o relație de cuplu, această lamelă îți vestește o transformare puternică, încurajându-te să privești în interiorul tău pentru a te regăsi și să-ți găsi încrederea, independența și înțelegerea reciprocă cu ființa iubită. Această transformare celebră formarea unei noi relații, inclusiv relația cu tine însăți. Energia renașterii ne cere să revoluăm obiceiurile și modurile de funcționare zilnice. Ne sunt ele cu adevărat de folos sau ar trebui să eliberăm și să ieșim din rutină? Asemenea păsării Phoenix, renașterea din cenușă mai puternică, mai plină de forță și mai energică. Iată și o mantră pe care este bine să o rostiți în luna mai. Sunt capabil, capabilă, să transform și să înving și să rezolv problemele trecutului, cu forță, cu curaj, cu voință. Aleg să-mi transform viața acum. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Foarte frumoasă energie și foarte emoționantă. Cum se facă lamelă și din oracolul Arhanghelilor Metatron. Să vedem ce ne transmite și Arhanghelul Metatron pentru vărsător, pentru luna mai. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Ce energie puternică. Telepatie. Nu ai întotdeauna nevoie de cuvinte pentru a te face înțeles, deoarece ești aptă să comunici prin telepatie cu oamenii din jur și mai ales cu o anumită persoană. Ți se va cere în curând ajutorul într-o situație specială. Ați devenit atât de spiritual încât comunicați cu oamenii chiar și prin telepatie. Aici ne poate, această lamelă ne poate vorbi și faptul că este posibil ca să aveți în legătura dumneavoastră sau energia dumneavoastră un partener, un suflet pereche cu care să comunicați foarte bine prin telepatie. Transmiteți foarte mult prin telepatie. Foarte frumoasă energia pentru vărsător. Și haideți să trecem și fiind vorba despre sentimente, aș vrea să trag și trei lamele din oracolul iubirilor. Una din în trecutul apropiat, o lamelă în prezent și o lamelă în viitorul apropiat. Să vedem ce ne transmit lamelele. Doamne ajută, Doamne fi cu noi.
Unitate dumnezească. Înțelege că iubirea împărtășită este amplificată și are un efect de avalanșă în univers. Atunci când iubirea este oprită și primită în mod reciproc, ea este cea mai mare forță a universului. Este energia care favorizează creșterea sufletului tău și cea din care este alcătuit iubirea față de tine însăți și față de ceilalți este important doar atunci când ție ți se răspunde cu iubire, energia înzecită. Dumneavoastră doriți de la partenerul de dragoste o dragoste reciprocă, adică ceea ce dăruiți să vi se dea și înapoi. Angajament benefic. Te dedici din toată inima celor mai nobile idealuri ale tale, fiind pe deplin conștientă că iubirea este însăși esența ființei tale. Și în viitorul apropiat, să ai curajul de a experimenta culorile unice și pline de iubire ale sufletului tău. Foarte frumos. Se extrag trei la mine și din oracolul Arhanghelilor Gabriel și deja am sărit două, să vedem despre ce este vorba. În trecutul apropiat ne spune călăuzire divină. Idei care îți vin sunt răsplătite din cer la rugăciunile tale. Aveți momente în care vă rugați cerului, divinității, pentru ceva anume. Cereți călăuzire, fie în dragoste, fie în viața de zi cu zi, însă acele cerințe sunt auzite de divinitate. Iar prezentul, legea atracției. Mențineți gândurile pozitive, înconjoară-te de oameni și situații pozitive și vei atrage mai multe lucruri pozitive în viața ta. Încercați să nu stați pe lângă oameni care nu sunt pozitivi. Încercați să fiți în energie bună, nu în energie joasă, pentru a putea merge mai departe în viață. Cred că aveți și o mică depresie sau anxietate în această perioadă și de aceea îngerii vă spun să încercați să cunoașteți oameni sau să stați în jurul oamenilor cu energii pozitive. Și în viitorul apropiat, cartea ne spune, renunță la control. Renunță la dorința de a controla această situație și lasă în seamă înțelepciunii infinite al lui Dumnezeu pentru a rezolva spre binele tău cel mai înalt. Cartea ne spune ca în această conexiune cu sufletul drag să renunțați la control pentru că acest control nu este bun. Lăsați conexiunea să-l rezolve Dumnezeu. Am să extrag și trei lamele din oracolul Arhanghelilor. Aici avem un pachet toți arhanghelii. Să vedem ce ne călăuzește pentru zodia vărsător, pentru luna mai. Doamne ajută, Doamne fi cu noi. Frici legate de bani, înțelepciunea de a accepta ajutorul celorlalți, nesiguranța în afacerea pe cont propriu. Aveți un conflict interior, frici, neîncrederea în sine, dar sunt foarte multe lucruri, iluzii. Încercați să scăpați de această energie.
Luna, Arhanghelul Haniel, abilitățile extrasenzoriale, evenimentele de în culise eliberează fricile care te țin pe loc. Aveți niște frici. Încercați să stați retrași. Aveți niște iluzii. Iar aici cartea ne spune să căutați persoane care sunt pozitive pentru a ieși din această situație, că puteți duce și la depresie în această conexiune. Este o conexiune foarte puternică cu cineva care vă creează dependență. Pierderea unui oportunități, nemulțumire sau plictiseală. Deschideți ochii către alte posibilități. Dragii mei, cred că sunteți într-o suferință cu cineva drag, pentru că aveți niște frici, niște temeri de a pierde o oportunitate. Sunteți plictisiți de această conexiune, de această suferință și nu vedeți alte oportunități mai departe. Haideți să vedem ce ne spun și oracolul frunzelor pentru zodia vărsător. Doamne ajută! Doamne, fiți-mă! Într-o energie care deja s-a manifestat, această carte ne spune să ai încredere în visele tale, să visezi cu ochii deschiși, pentru că din omidă devii fluture, un suflet care zboară, un suflet care își găsește lumina, un suflet care are o creștere spirituală. Sunteți foarte puternici, tot ce a fost greu a trecut. În prezent, transcendeți temerile, încercați să treceți peste aceste temeri, pentru că este subconștientul dumneavoastră, deci aceste temeri nu trebuie să existe. Încercați să le depășiți, pentru că altfel vă veți îmbolnăvi. Urmează un nou început. Deci ultima lamelă ne sfătuiește ca acest trecut să-l lăsăm în urmă, această energie, pentru că nu ne face bine. Ne sfătuiește să ne urmăm un nou început, o etapă nouă în viață. Să înțeleg că treceți printr-o despărțire sau vreți această despărțire, pentru că această relație nu merge nicăieri, nu duce absolut nicăieri. Dragile mele și dragii mei, vă pup, vă urez o noapte bună și ne vedem la următoarea etalare. Pup, pa, pa!